Thank you.
Ça se fait au Japon. Asta mi se pare trist. Da, unu? În general, la tablouri, cred că nu m-aș prinde de nimic dacă n-ai avea și explicații. Nu-s chiar artist. Sali? Da. Dacă vrei să zici în glas tare ce se întâmplă, să anunți pe toată lumea ce trebuie să fac. Nu, vreau să fie așa. Da, da, să-i direcționez spre... Cum se zice de pasă? Ai chemi... De unde de unde? Da. Să influențezi. Uite, ți-am pus aici un pic de verde, de tron. Putem să iau bine. Da, este că bine să iei culoare. Asta nu pune pare un corporatist. Și foarte trist și găunos. Ca orice clown, știi? De poate să fie și... De clown, în general, sunt foarte trist. Da, da. Și vreau să pun doar punct sau... Punct, nu, punct. Nu, nu, de bani. Ar fi prea de tot acolo, știi? Ce perfect punct! Hai că începe să își demonstreze calitățile. Mersi! Chiar simt invidioasă că ai ieșit așa perfect. Originalitate. Să-l reclădesc. M-am referit la cine. Nu știu și nu vedea. Da? Așa e. Nu? Mă simt mult. Ți-am zis de ce ai fost ăsta? Mă bucur. Asta e de văzut. O, ochii mei. Uite aici. Un albastru, mă rog. Tramari. Da? Care o că nu stai și eu pe ei să... Salut! E bine, Zoli? Sigur. E suficient. E foarte bine. Mai poate și? Da, foarte bine. Și câteva nu mai e bine, pentru că nu are apă decât o optă. Și am zis că o să-mi fac și fotografia și zic că este un început și să vedem reacțiile tuturor care le vor viziona. Da, mă simt interior. În mare parte toate în perioada 1993 sunt niște stări pe care eu le-am pus pe hârtie într-o tehnică experimentală. Grafică pe hârtie fotografică. Generator, cel acolo, duș. Nu știu dacă mai făcut cineva așa ceva, până la urmă afară. Și sunt niște povestiri interioare. Și dacă pot fi foarte ușor de spus. Mă rog, așa mi s-a zis de acum 4-5 ani, de când lucram la cotidian prestigios și acum sunt colaborator de urmare și realizam copiațele la Hibiter și atunci am rămas așa, am mai aflat de la timp și eu asta. Că lucrez cu toate registrele. Vreau să mă... Cu ce credeți? Nu-i bine să creadă, 10 secunde, măcar.
Dar știi care este? Și când e să fie... Gata, putem să începem? Da. Nu mușcă. Da, vină mine. Doamnelor și domnilor, sunt binecunoscutul critic de artă Octavian Ursulescu. Îl cunosc de mic pe Zoltan Lorencz. Prima oară, abia 2 ani, când a început să picteze nisipul din curtea școlii. No, sigur, a fost o glumă, eu am venit doar ca prieten, am venit să-i ofer în premieră mondială un CD ale cărui fotografie aparține. Am vorbit cu Dinu Maxer aseară la premieră.